Bună seara, dragi prieteni, suntem live. Așa cum am spus săptămâna trecută, live de adevărat, după această invenție a lui Cristi, să ne vedeți puțin pe mute și înainte. Așa cum vă spuneam în promo, în seara asta am un invitat din altă sferă decât v-am obișnuit deja și este un invitat care nu este arădean din oraș, dar făcând parte din arealul acesta mai mare la Radului, tot arădean putem să-l considerăm. Vom fi la Pertun această seară cu Petru Antal, primarul orașului Pecica, pentru prieten Peti, da? Așa este. Bună seara, Peti. Bună seara, Flaviu. Să mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit la noi. Prima întrebare. Ești pecican 100%? 100%. Și părinții, și eu, și copiii mei, și soția. Pentru că, de ce te întreb, va fi o emisiune la care se vor uita foarte mulți pecicani, sunt absolut convins, dar la care se pot uita la asemenea foarte mulți arădeni, pentru că o să vedeți, avem multe, multe de vorbit cu Peti. Hai să începem puțin abrupt cu viața ta publică. Ești de etnie maghiară, ești ungur, cum se spune, da? Da. De ce nu te-ai dus la UDMR? Nu m-au chemat. Oare le pare rău acum? Probabil. Sau sunt sigur. În Pecica ești votat în mare măsură și de populația maghiară și de populația română, pentru că altfel nu s-ar explica procentele pe care le obții într-una. Da. Undeva la 70% din maghiari frecvent mă votează pe mine. Luna trecută am avut alegeri locale și pentru al patrulea mandat am fost ales din jur de 70%, estimez eu că maghiarii m-au votat, și undeva la vreo 60-70% și românii. Asta înseamnă că întotdeauna am un procent de 60-70% într-o localitate unde majoritatea sunt români. Primarul este maghiar și viceprimarul este sârb, de 4 mandate. Este exemplul perfect al înțelegerii care domină zona asta. Acele disensiuni care ne sunt aruncate în cârcă de prin alte zone ale țării sunt de multe ori false și sunt niște răutăți. Da, da, sunt zone unde românii poate că s-ar înțelege bine cu maghiarii sau maghiarii cu românii, dar întotdeauna influența politicului și a unor persoane care creând scandal pe aceste probleme etnice, cred că vor crește în ochii electoratului și profită de aceste lucruri și creează de multe ori scandaluri. Și problemele astea, să știi că apare mai mult în zone în care nu sunt zone mixte. Da, așa este. Foarte multe cazuri am văzut în zonele Harghita-Covasna, unde majoritatea covârșitoare, peste 90%, sunt maghiari, și sunt zone românești unde poate nici nu prea sunt maghiari, dar întotdeauna se iscă câte un conflict unde cei care, cum am spus mai înainte, profită de aceste lucruri, fac în așa fel încât să devină populari. Călătorind într-o astfel de zonă românească 100% și cunoscând niște oameni într-o vorbă într-alta, am ajuns să vorbim chestii mai de acasă, și când le-am spus că nevasta mea este unguroaică sau... cum adică? Și am spus, dar nu este foarte normal. Căsătorile mixte sunt ceva absolut normal și nu este niciun fel de problemă cu chestia asta pe care voi le aruncați înspre Ardeal. Noi ne înțelegem bine, cu ungurii, cu sârbii, cu toată lumea. Așa facem și noi la Pecica. Și eu sunt căsătorit cu o româncă, pe jumătate româncă, jumătate maghiară, și ne înțelegem foarte bine, ne creștem copii, ambele limbi, vorbim ambele limbi și la ea acasă și la noi. Deci, eu zic că dacă fiecare localitate s-ar înțelege așa de bine cum ne înțelegem noi la Pecica, cred că ar fi o armonie totală în toată România. Următoarea mea întrebare vine firesc. Sarmale sau Guiaș? Amândouă. Corect. Dar sincer să spun, sarmale îmi plac cel mai mult, sarmale cu smântână. O să ajungem imediat și la partea culinară și știu de ce spun asta. Până atunci, Peti, aspiri la ranguri, la funcții mai înalte decât cea de primar de acum? Te întreb asta pentru că ai niște exemple în Pecica. Da, niște oameni care au pornit din Pecica și care au visat și au și reușit să ajungă pe poziții cheie. O să fiu foarte sincer cu tine. Nu aspir. Nu doresc să ajung mai sus. Sunt mulțumit cu această funcție și cred că aproape din toate punctele de vedere m-am realizat și mi-ajunge foarte mult. București mă obosește, sincer să spun. Da, și pe mine. Aradul nu așa tare, cu toate că și Aradul este destul de aglomerat față de
orașul meu unde locuiesc și unde sunt primar, dar București pur și simplu mă obosește. Când mă duc o zi la București, dimineața plec cu avionul, seara mă întorc tot cu avionul pentru diferite probleme administrative, vin acasă așa de obosit că am nevoie de două zile ca să-mi revin. Sunt efectiv epuizat când vin de la București. Apropo, politică fără administrație se poate face, dar administrație fără politică se poate? Da, se poate. 3 ani și vreo 8 luni după ce începe campania și trebuie să fie votat. Trebuie să fie votat în general, primarii și consilierii candidează din partea unui partid politic, dar după aceea, peste 3 ani, 3 ani și jumătate, faci mai multă administrație decât politică. Pecicanii votează în general partid sau votează oameni? Votează în funcție de ce știu despre fiecare sau votează un partid? Cam ce ai observat în anii așa de când ești în fruntea orașului? Eu cred că de după Revoluție, începând la Pecica, se votează oamenii. Din 90 începând, sau mai bine spus din 92, de când am avut primele alegeri libere, totdeauna a fost votat un om în care au crezut oamenii. În general, oamenii care au fost aleși primari în Pecica au fost oameni cunoscuți, au avut o meserie bună sau au avut o funcție importantă în localitate înainte să fie aleși primari și poate și acest lucru a făcut să fie aleși. Apropo, și de aceea consider că omul a fost primat, a votat și poate apropo, după aceea partidul. Ce ai făcut înainte să intri în administrație? Că nu o să-i spun politică. Noi aici nu prea facem emisiuni politice, de aia tangențial vorbim și despre politică, dar o să ne concentrăm mai mult pe tine, pe persoana ta și pe partea administrativă. Ce ai lucrat înainte să intri în administrație? Chiar înainte să intru în administrația publică locală, am lucrat în domeniul comerțului. Am avut mai multe magazine comerciale în Pecica și cu acest lucru m-am ocupat. Înainte să devin comerciant, am făcut sport, am jucat fotbal de performanță puțin câțiva ani. Înainte am fost tânăr sportiv, am tot de performanță, am jucat, dar la un nivel, mai eram junior copil la școala sportivă în Arad, am fost și la școală și aici am făcut și fotbal. Care am terminat cu fotbalul, m-am căsătorit și am avut o perioadă de 10 ani în domeniul comerțului, după care am intrat. Ai învățat să administrezi o afacere? Mai multe afaceri. Mai multe afaceri. Avut, mai multe se magazine. Administrează un oraș ca o afacere? Seamănă un pic. Bine, sunt diferențe legate de comerț. Acolo lucrezi mai mult cu banul și trebuie să investești banii ca să îi mulțești, iar în administrație lucrezi în primul rând cu oamenii, ai de-a face în fiecare zi cu 10 sau sute de oameni și bineînțeles și acolo trebuie să administrezi bugetul local, banii pe care îi primești pentru diferite investiții de la diferite instituții și dacă ești un bun gospodar și ești un bun administrator și banii poți să-i administrezi bine și poți să-i reinvestești și se văd investițiile în localitate, dar și relația între primar sau administrație și oameni, dacă este bună, rezultatele vin. Probabil că ai observat, luna trecută am fost votat pentru a patru oară. Da. Primar și înainte de primul mandat de primar am fost un mandat și viceprimar. Deci am jur de 20 de ani de administrație. Noi ca arădeni ne-am făcut un obicei în ultimul timp să ne uităm în ograda vecinului. Și ne uităm, ne cam umflă invidia. Sincer, probabil că ai văzut în mass media, în social media, cum ne uităm în curtea de la Oradea, în curtea Oradei. Da? Și toată lumea comentează ce laudativ, ce transformări a suferit Oradea, ce frumos arată Oradea. Eu vă invit, dragi prieteni, dacă aveți ocazia să vă uitați și în curtea vecinului mai mic. Adică să mergeți și la Pecica, să vedeți, nu știu care ați fost în Pecica acum 20 de ani și să vedeți cum arată Pecica acum. Nu pot să acuz greu moștenire, pentru că ai moștenit, este mult spus, ai urmat în funcție după o persoană care s-a zbătut și care a reușit să facă, să ridice cât de cât orașul. Dar vremurile erau altele atunci. Care crezi că sunt principalele transformări pe care le-a suferit Pecica în ăștia 14-15 ani?
Probabil că te referi la infrastructura care s-a dezvoltat în ultima perioadă. Și nu numai, dar în primul Pecica, rând. Dar eu consider că pe lângă infrastructura pe care a început să se dezvolte, se vede cu ochiul liber că sunt multe locuri, multe zone care s-au modernizat, mai sunt multe lucruri de făcut și în Pecica, recunosc acest lucru, dar cred că este foarte important ca să vedem că s-a schimbat mentalitatea oamenilor și s-a schimbat mentalitatea oamenilor în bine. Acum 20 de ani, țin minte, și nu mă duc la înapoi 30 de ani, 20 de ani, când am început cu domnul Cionca în administrația publică, el primar și eu viceprimar, oamenii erau obișnuiți să-și lase animale la stradă. Pur și simplu, orice animal aveai, mai mult era la stradă decât în curte. Eventual în curte sau în grădină era numai noaptea, să nu fie furați. În rest erau la stradă. Oamenii cultivau legume, în special legume, sau creșteau iarba, trifoiul la stradă pentru a da la animale. Ce nu? Le tăia prunii. Pe stradă erau mai pomi fructiferi, creșteau prunii pentru țuică și pentru compot. Și am început încet, încet să-i obiștim, să-i facem să înțeleagă că domeniul public trebuie să fie o zonă frumoasă, cu gazon, cu pomi ornamentali, fără animale, fără materiale de construcții, fără utilaje agricole și altfel de utilaje, și toată lumea să contribuie la întreținerea acelor spații verzi. Că primăria n-are de unde să angajeze 100 de oameni ca să întrețină spațiile verzi. Oamenii, dacă nu ne ajută și nu contribuie și ei cu tăiatul ierbii, cu văruitul pomilor, cu toaletarea pomilor, cu măturatul zăpezii, cu măturatul nisipului sau tot ce mai poate să apară pe domeniul public, pe trotuare în special sau pe spațiul verde, dacă nu ne ajută, noi nu reușim, nu avem oameni, avem 10 oameni cu care întreținem zonele principale, unde sunt instituții, unde sunt școli, grădinițe, etc. Și cu acele 10 persoane reușim să întreținem doar aceste spații. Nu avem de unde să mai întreținem 80 de kilometri de străzi. 80 de kilometri de străzi ori doi, că trebuie să tăiem iarba pe ambele părți. Asta înseamnă 160 de kilometri de spații verzi. După Revoluție mergeam în Ungaria și eram sincer invidios pe ce frumos, cât de frumos poate să arate spațiile din fața caselor, cât de îngrijite. Acum vreau să spun că în Pecica, cel puțin, și nu numai în Pecica, am mai văzut localități la noi în zona asta în care arată spațiile mai frumos decât în Ungaria deja. Sunt canalizate străzile, este gazon la stradă, arbuști ornamentali, deci chiar e o plăcere. E adevărat, cum ai spus, nu toate, dar mă gândesc că nu o să vă mărginiți să faceți doar câteva străzi frumoase. Toate străzile pe care am reușit să le modernizăm sunt întreținute și sunt chiar frumoase. Iar unde am reușit să modernizăm o stradă, acolo și oamenii depun mai mult efort, ca și pe celelalte străzi unde n-am reușit să modernizăm, și ne ajută să întreținem și să arate așa cum arată strada principală sau străzile pe care le vedeți când veniți spre primărie din spre Arad. De aceea consider că oamenii care locuiesc de multă vreme sau pur și simplu au venit la Pecica să locuiască și le place o localitate nu foarte aglomerată și mai mult care arată spre rural și nu spre urban, trebuie să recunosc că în Pecica sunt 85% case, nu blocuri. Și avem totuși și este cel mai mare oraș al județului Arad. Așa este. Și oamenii când vin la Pecica se simt ca și la țară. Cu toate că sunt mai multe condiții decât într-un sat, mai mic sau la o distanță mai mare de municipiu, dar se simt altfel ca și în Arad. Au migrat mulți arădeni să locuiască în Pecica? Foarte mulți. Foarte mulți au venit și la Pecica și au venit și în satele aparținătoare, mai ales Saturnu, dar și în Sederhat. Avem cât timp ai făcut acum? Ai venit de acasă, nu? Din Pecica. Da. Cât timp ai făcut până aici, în Arad? La și 36 am plecat din Pecica, din fața blocului. Fără 4 minute ai ajuns. Și la fără 4-5 minute am fost aici. Deci, am venit pe autostradă, n-am avut viteză foarte mare, undeva la 130. Și am ajuns până aici la voi în studio, am ajuns în 16 minute. Atunci e de înțeles, sunt alții care merg să locuiască la Bătania și fac mai mult. Ne oprim puțin pentru că trebuie, întotdeauna îmi place să citesc comentariile celor care se uită. Ramona Constantinescu, salutări domnului primar.
Vorbind despre armonia și înțelegere, Alecu Marcel, așa și trebuie înțelegere maximă și armonie să fie între etniile conlocuitoare. Un om de încredere, mult succes, mesaje foarte frumoase, mult succes, oameni deosebiți. Mesajele au început să vină, dragi prieteni, vă uitați în continuare, puteți să scrieți. Dacă aveți și o întrebare, liniștiți, ați văzut că eu citesc de fiecare dată tot ceea ce ne trimiteți. Peti, ai fost fotbalist, da? Pe ce post ai jucat? Portar. Și mai joci? Da. Fantastic, la Old Boys mă gândesc. Da, avem o echipă de Old Boys la PCK și eu sunt unul dintre cei trei portari. Avem trei portari, suntem trei portari în tot. Măcar ești portarul titular? O repriză, da. Tagem la sos. General, suntem doi portari la antrenamente sau la meciurile pe care le jucăm. Deci antrenamente, nu mergeți doar la meciuri. Luni și vineri avem antrenamente și periodic avem și meciuri. Mergem în deplasare. Meciuri formate din două sau trei reprize? Trei. Nu se poate fără a treia repriză. Acum la doua acesta am avut mai puțin de reprize. Da, repriza treia, dar de obicei după meci totdeauna se lasă și cu o mică petrecere. Tot încerc să evit situația asta în care ne aflăm, situația asta pandemică. Sper că va trece cât de repede, să trecem iarna asta cu bine. Nu prea îmi place să vorbesc despre asta, dar nu avem încotro. Ne-a întors viețile cu... Trecem. Cu susul în jos, să mai scriem. Frumos, decent. Peti, ca fost sportiv, ce faci pentru sportul în Peșca, pentru sport în Peșca? Pentru că sportul este viață, în primul rând, și avem nevoie de sport și noi ăștia mai ruginiți puțin, dar în primul rând copiii și tinerii au nevoie de mult sport. Așa este. Sprijin din toate puterile mele toate activitățile sportive și nu numai sportive, și culturale și orice activitate care se desfășoară în orașul nostru și în satele aparținătoare. În special, sunt foarte atent cu activitățile sportive, eu fiind înainte și sportiv și am terminat și facultatea de educație fizică și sport și îmi place foarte mult sportul și dedic foarte mult timp și sunt foarte atent la toate activitățile sportive. Începând de la fotbal, bineînțeles că avem o echipă. Chiar vreau să te rog să spui câteva cuvinte despre avem echipa din echipa mare, echipa de seniori activează în Liga 3 și avem o echipă în Liga 6 care a promovat în Liga 5, dar... Aveți două echipe? Da, avem două echipe, dar echipele din județ sau campionatele din județ nu se joacă anul acesta din cauza pandemiei și s-au amânat pentru anul viitor. Dar Liga 3 joacă și suntem pe un loc destul de bun. Chiar am câștigat în deplasare săptămâna trecută, dar din păcate în această săptămână au fost găsiți aproape, mi se pare, 6 sau 7 jucători bolnavi de COVID și vom amâna meciul de sâmbătă cu Chișinău Crișu. La fel, avem 4 grupe de copii, investim foarte intens și bani și muncă fizică în activitatea centrului de copii și juniori la fotbal, dar avem și echipă de judo, de karate, de șac, de box am avut înainte, de ciclism, acum cele două cluburi s-au desființat, avem echipă de basket, de handbal, deci majoritatea copiilor care sunt în general la Peșca la școală, dar nu numai, că avem și copii care sunt din Peșca, dar sunt la Rad la școală, fac activități sportive la cele trei baze sportive din oraș. Apropo de baze sportive, am fost anul trecut, parcă, sau acum 2 ani, am văzut stadionul din Peșca, am rămas absolut impresionat de gazon. Da, avem... Ce faceți voi cu gazonul ăla? Avem doi muncitori de întreținere care frecvent, săptămânal, cel puțin o dată, tund gazonul. Avem un tractoraș modern cu care putem să tăiem câteva ore ambele terenuri, că avem două terenuri mari de joc, unul de antrenament și unul pentru meciurile de campionat. Și îl irigăm foarte des, mai ales vara, în fiecare noapte sau dimineața la prima oră, irigăm când nu este foarte cald și, bineînțeles, tunsă iarba și irigat în fiecare noapte sau în fiecare zi, gazonul arată impecabil. Arată absolut splendid, arată acel gazon. Este unul dintre cele mai bune terenuri de fotbal din județ. Te ții bine.
Încerc. Probabil și datorită sportului, cu toate că, aici am vrut să ajung, gătești. Și gătești când am timp. În ultimul timp ai cam rupt Facebook-ul cu rețete. Eu sunt un pofticios și când văd că postează primarul din Pecica și mă uit ce postează, mă cam ia cu amețeli. Când a început această pasiune culinară? De când a venit pandemia. Atunci? Și înainte, dar mai ales anul acesta din primăvară, fiind sau eram acasă foarte mult și nu aveam alte activități, am început să gătesc mai mult acasă, împreună cu soția. Acum trebuie să recunosc că ea este... La toți ea este și ar fi trebuit să ne oprim aici. Când vorbim despre ce spunem, ea este, da? Personajul principal de arta gătitului. Ea este cofetăreasă de meserie și are și un laborator de cofetărie unde cu soră sa fac prăjituri foarte bune și foarte frumoase. Și încercând să mai fur câte o idee, câte o rețetă de la ea, am încercat și eu să fac câteva mâncăruri mai renumite. Acum mor de curiozitate. Le și mănânci toate care le faci acolo? Doar le gust. Așa da. Uite, sau le mâncăm împreună. Uite ce mi se întâmplă mie dacă le și mănânc, care le gătesc. Da. Trebuie să mănânci cu poftă, dar nu mult. Adică așa, cât să nu te, să niciodată să nu te saturi. Așa sunt de bun la dat sfaturi din astea și eu, să știi, dar nu prea miese întotdeauna. Continuăm cu mesajele. Cel mai corect primar îl pupă familia Sicora. Mulțumesc. Cosmin, pardon, doar atât. Bună seara și mult succes, domnule primar. Un bun gospodar al orașului Pecica, mult și-ar dori așa primar, Georgeta May Roșu. Mulțumesc. Un primar de nota 10, Rob, nu știu, Cristina. Bună seara, domnule primar Petru Antal, te salută Alex Micu. Mesajele curt și vor mai veni, mesaje foarte frumoase. Pentru că vorbeai de soția ta, ai o familie foarte frumoasă. Te rog frumos, spune-ne câteva vorbe despre familia ta. Hai să dezbrăcăm de secrete aici. Am cunoscut-o acum 31 de ani, chiar în septembrie s-au împlinit 31 de ani de când pot să i-am spun cunoscut. Bârfele care le-am auzit, că m-am documentat puțin, se spune pe surse în Pecica, dar să mă scuze restul doamnelor din Pecica, că era cea mai frumoasă fată din Pecica. Și mai este. A fost și așa este, da, soț, și, da. Și va fi. Da, corect. Acum 31 de ani ne-am cunoscut, acum 25 de ani ne-am căsătorit. Da, v-a luat ceva timp. Da. Aproape 6 ani. Să vă împrieteniți. Da, să ne cunoaștem 100%. Și după ce ne-am căsătorit, după 5 ani a venit pe lume fetița noastră, Petina, care are 21 de ani în acest moment. Să trăiască mulți înainte. Mulțumesc la fel. Și în 2011 a venit pe lume Peter, pe care l-am dorit de foarte mult timp. Noi așa ne-am visat că el să fie primul băiat, va fi băiat cel care se va naște pentru prima oară, dar au făcut rocadă și s-a născut puțin mai târziu, dar a venit și el pe lume și are 9 ani. În august am plinit 9 ani. Este fotbalist. Și tot portar. Nu este portar, este mijlocaș. Ofensiv, mă gândesc. Da, și în lumea asta dominată de Messi. Și da, până la un moment dat Messi a fost idolul lui și iar acum este Ronaldo. Dar joacă intens și el fotbal și sper să ajungă mare fotbalist. M-aș bucura să auzim și de el cum auzim de Țucudean sau de Man. Doi arădeni care au ajuns în Liga Națională și la lotul național. Îți doresc să tresari în fața televizorului când se spune trage Antal. Da, m-aș bucura. M-aș bucura foarte mult. Pentru că ne-ai spus de ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Cum te vezi pe tine și cum vezi orașul Pecica peste 20 de ani? Eu probabil că o să fiu deja pensionar. Așa tânăr și pensionar? Da. Peste
peste vreo 2 ore și jumătate voi împlini 48 de ani. Mulți înainte, chiar nu am știut. Mulțumesc. La mulți ani. Iar în avans. 40, mulțumesc, la 48 de ani plus 20, 68 o să fiu pensionat. Aoleu, să vezi ce vor curge acum. Probabil și cred că o să fiu deja pensionat din toate punctele de vedere. Cred că o să fie momentul, poate chiar mai repede, să lăsăm locul tinerilor care vor activa în administrația publică locală. Eu, după 60 de ani, aș vrea să mă ocup de nepoți și după aceea de strănepoți și să las tinerii care acum chiar poate sunt încă copii să devină ei administratorii localității. Și Pecica, cum vezi? În ce direcție crezi că se va dezvolta Pecica? Din punct de vedere urbanistic, sigur, în 20 de ani vor fi schimbări foarte mari, din toate punctele de vedere. Se dezvoltă România, se dezvoltă toată Europa și probabil că și Pecica se va dezvolta, va ține trendul în domeniul dezvoltării ca și toate orașele și toate localitățile din Europa. Probabil că o să avem tramvaie, o să avem... Deja aveți taxiuri. Avem și taxiuri și avem și transport public local, dar probabil că vor fi multe lucruri. În 20 de ani se pot schimba foarte multe lucruri. Pot veni investitori care să dezvolte localitatea, poate să dezvolte un domeniu turistic foarte mult localitatea, un strand, sunt multe lucruri, un complex balnear, sunt multe fabrici, o zonă foarte bună, o zonă industrială foarte dezvoltată, poate dezvolta o localitate. Apropo de strand, de ce crezi că noi nu avem în aceste orașe, orășele, comune de lângă graniță, strandurile la fel ca în Ungaria? Pentru că stăm practic pe aceeași pungă cu apă termală. Da, am analizat problema asta de ceva vreme. Am fost în foarte multe localități în Ungaria și chiar suntem înfrățiți cu 2 localități din Ungaria și suntem într-o colaborare și prietenie cu vreo 10 din Ungaria și printre aceste peste 10 localități cu care ținem legătura, cam jumătate au și stranduri termale. Și am discutat foarte mult această speță cu primarii de acolo și am aflat mai multe lucruri din care mi-am putut să fac o imagine care este diferența între Ungaria și România. Și mă refer aici zona de vest a României, da, că da. Aici este o pungă de apă termală de la Oradea până la Timișoara și România nu a profitat suficient de acest aspect. Acum, pe cei din Oradea sau din zona Felix, trebuie să excludem că ei au profitat și la ei chiar funcționează foarte bine acest sistem sau acest turist balnear, dar venind spre Arad și ajungând până în Timiș și poate puțin până în Caraș, nu prea găsim astfel de stranduri termale bine dezvoltate. Avem ceva la Curtiș, Doroban, Șoflan, dar sunt... Și în Timiș mai sunt câteva... Să mă scuze cei de acolo, sunt niște glume față de ceea ce este în Ungaria. Așa e, în Ungaria și în Ungaria există așa stranduri mai mici, cum e la Doroban, cum e la Curtiș sau în alte localități. Dar strandurile mari care au existat și înainte de 89, că și în Ungaria schimbările s-au făcut în 88-89, schimbările de regim, au existat, dar guvernul maghiar după 89 frecvent a investit în întreținerea și chiar și dezvoltarea acestor stranduri. Deci nu au fost termale. Niște investiții locale. Nu, statul a investit, în special guvernul maghiar, dar au fost și investiții locale, au fost orașe care au fost destul de puternice, cum este Szegedu sau cum este Debrecenul, că aici vorbim despre 2 localități care au stranduri termale și au apă termală în ambele orașe și au investit și din bugetul local, dar maghiarii au intrat în Uniunea Europeană puțin mai repede ca și România și în a doua tranșă bugetară pe care au negociat-o cu Uniunea Europeană au cerut și au negociat bani și pentru turismul balnear. România avea acum
negociază în bugetul 2021-2027, care o să primească de la Uniunea Europeană, astfel de fonduri. Probabil că în următorii 6 ani și în România o să vedem investiții majore, vizibile în aceste ștranduri, în acest turism balnear. De aceea, maghiarii sunt cu vreo 15 ani înaintea noastră în aceste investiții, de aceea foarte mulți români merg la Moco, merg la Szeged, merg în alte localități. La Gyula, la Orosháza. Exact, unde găsesc condiții foarte bune și au loc mult mai mare. Mergi la Curtiș, la Dorobanț, mergi la ștandul la Muneasa, dacă intră 1000 de persoane, nici nu merg așa de mulți, dar dacă ar merge, clar nu mai ar fi loc. Dar aici, în aceste ștanduri de care vorbeam, încap și 3000 și 5000 de oameni și chiar sunt sâmbăta și duminica sunt. Este un nivel de calitate, este grija pentru amănunt, este vorbim despre cu totul altceva decât ștandurile de la noi. Așa cum am vorbit despre mentalitatea oamenilor, au o mentalitate civilizată, că foarte mult contează când desfaci un ambalaj să te ridici, să faci câțiva pași și îl duci la coșul de gunoi sau îl desfaci, îl mănânci și îl arunci lângă tine sau mănânci semințe sau tot felul de chestii pe care le vedem la Marea Neagră. Multă lume spune, nu mă duc la Marea Neagră că oamenii mănâncă semințe, le aruncă pe jos, ascultă manele, tot felul de chestii care sunt poate nepopulare pentru unii și nu se simt bine acolo și preferă să meargă în Grecia, preferă să meargă în Turcia sau preferă să meargă în Bulgaria, care nu-i foarte departe de Marea Neagră, dar trec granița și merg acolo, că acolo se simt mai bine. Nu văd astfel de lucruri care îi deranjează. Da. Și pe mine mă deranjează, vă spun foarte sincer. De muzică, știți, dragi prieteni, în Perșca, în centru, se audă muzică în fundal, în permanență. E o bucurie. Chiar și știrile. Chiar și știrile, da. Dar avem pe centru un sistem de difuzoare, unde suntem legați la câteva posturi de radio și acolo se pot asculta și știri și merge și muzică și tot felul de lucruri de divertisment. Vorbeai de Europa și de fondurile europene, nu mă pot abține. Ai făcut cumva o socoteală în anii de când ești la conducerea orașului, cam câți bani s-au adus în Perșca din Europa? Da, sigur, avem o evidență, am depășit deja 30 de milioane de euro. Fantastic. În decurs de 15 ani, 16 ani, avem deja în jur de peste 30 de milioane de euro atrași. Și acești bani, eu întreb pentru că sunt foarte mulți care nu știu. În momentul în care se face un proiect pe bani europeni și voi vă hotărâți să reabilitați ceva, să construiți ceva, să faceți ceva mai frumos și mai bine, care este participarea locală, participarea orașului sau banii vin în totalitate vin din Europa? Nu. Noi finanțăm, cofinanțarea noastră este în general 2%. Au fost proiecte unde cofinanțarea n-a trebuit să fie, n-a existat și am primit finanțare 100%, dar în general 98%. Din 98% o mare parte vine de la Uniunea Europeană și o mică parte de la Guvernul României prin diferite ministere. Vreau să zic o minge la fileu acum. Am văzut o grădiniță în Perșca, cum în mod cert nu este nicăieri în județul Arad și nu știu dacă în țară mai este vreo grădiniță de stat. Probabil că la privat sunt la același nivel de calitate. Am văzut o grădiniță excepțională ca nivel de dotări, la modul cum arată, ca design. Deci este ceva de pe altă planetă. Da, am reușit în luna septembrie să inaugurăm acea grădiniță. Avem 4 grupe de copii acolo, avem peste 100 de copii înscriși, este cea mai mare grădiniță în acest moment din oraș și condițiile într-adevăr sunt foarte, foarte bune. Mai avem câteva lucruri de pus la punct, așa când e o casă nouă întotdeauna mai ai ceva de adăugat, dar încet, încet le punem toate la punct și vom funcționa într-adevăr ca și o grădiniță, ca și în Occident. Când se întâmplă, când un asemenea proiect, există o persoană care se ocupă de fiecare proiect în parte sau voi faceți o echipă pentru toate aceste proiecte? În general suntem o echipă și suntem o echipă unită, avem un birou de proiecte cu 5 angajați
care se ocupă doar de aceste proiecte. Birou este condus de managerul public, de Bunica, și, bineînțeles, coordonat de mine și de toți care au un aport de adus în acele proiecte. Acum, chiar de câteva zile, am făcut o strategie nouă pentru viitoarele proiecte și care sunt în derulare. Acum, fiecare persoană care lucrează în acest birou va răspunde anume de câte un proiect. Până acum toți făceau o echipă și erau un grup și lucrau toți la toate proiectele. Înțeleg că s-au maturizat. Da, și încerc acum să fac o nouă strategie și sunt sigur că o să fie și mai bună. O să aducă și mai mulți bani în localitate. Ne mai oprim puțin pentru că mai am de citit. Fabi Chiuariu îți urează la mulți ani în avans. Mulțumesc, Fabi. Un om deosebit, un primar care poate fi dat exemplu. Felicitări din partea lui Bereș Gabi. Mulțumesc. Ilona Sicora, din nou, dar este altcineva, dar același nume de familie, un primar de nota 10. Mulțumesc. Sepp Alexandru, mulțumim frumos pentru sprijinul acordat la Centrul de Copii și Junior Fotbal și pentru faptul că sunteți mereu aproape de noi. Cu mare drag, Șani. Șani este managerul clubului de copii și juniori. Și domnul Șani, țineți-o tot așa, pentru că dacă aveți grijă de copii... Colaborare foarte bună. Aveți grijă și a fost fotbalist înainte. Da? Foarte bine. De-abia aștept să văd primul fotbalist de națională din Pecica. Dacă o să-l cheme Antal, cu atât mai mult. M-aș bucura, indiferent, mai din Pecica să fie. Da. Mesaje foarte frumoase. Ți-ai făcut și dușmani în anii ăștia? Mai am și dușmani. Mai ai și dușmani? Mai am, da. Mai am câte care mai mă jură. Da? Da. Da, asta este. Îmi asum. Îți asum. Da. Funcția de primar mai aduce și înjurături. Cu toate că eu vreau să-i mulțumesc pe toți, dar nu reușesc. Tu ți-asumi, dar familia ta, cum suportă? Pentru că mă gândesc că nu-i ușor acasă, copiii, cel puțin pe tine este mare, ea citește și are, nu vorbesc de cel mic, care poate încă nu este în social media. Este. Are Facebook și el. Este, să vadă că tatăl său este înjurat sau calomniat sau... hai să o spun, pentru că nu ai avut parte de o campanie cam murdară în Pecica. Nu știu în altă parte să fi fost așa o campanie. Cum e acasă când... Soția, când mă plâng, îmi spune: taci din gură că tu ți-ai ales funcția. Corect. Până aici, ce da? Să-i spun? Și cam acum sunt la 4-lea mandat. Cam la fiecare sfârșit de mandat ne adunăm și ne gândim... ce facem? Mai candidez o dată? Sau de lăsați de primărie? Spuneți la vot sau e dictatură? Nu, spunem la vot și întotdeauna cam așa se să... Ăsta o să fie ultimul mandat. Și ultimul mandat, deja sunt la 4-a mandat. Cine insistă că va fi ultimul? Soția. De obicei. Dar totdeauna găsesc o deschidere și mergem mai departe. Suntem o echipă și familie. E cel mai important să fiți o echipă. Mulțumim pentru implicarea în ansamblul corului liceului teoretic Gheorghe Lazar Pecica. Ia că și de pe partea culturală. Avem un cor foarte, foarte activ. Maria Rostaș, primar de nota 10. Dați, dragilor, și o notă 9, că o să-și ia în cap domnul primar, tot nota 10, nota 10. Ce planuri ai în viitorul foarte apropiat? Mă refer aici la dezvoltare, la investiții, la nivelul ăsta de... Cum ai făcut grădinița asta? Pentru că pe mine m-a marcat când am văzut grădinița din Pecica, am zis ca ardeleanul la grădina zoologică când am văzut girafa, ceva nu se poate. Mai avem câteva școli și grădinițe de renovat. Toate vrem să le facem cam asemănător ca și această grădiniță. După care vrem să construim altele noi. Că o să... Estimez eu că în 10 ani de zile o să mai vină vreo 2000 de arădeni la Pecica și o să mai fie nevoie de clădiri. Chiar câți locuitori aveți în Pecica? 12.000, aproximativ 12.000, cu sate aparținătoare ne apropiem de 14.000 de locuitori. Ceea ce îl face, așa cum am zis, cel mai mare oraș al județului Arad, nu? Câteodată suntem după municipiu. Nu, este municipiu, dar ca oraș,
de obicei, suntem... de obicei noi suntem la concurență cu Sântana. A, și Sântana, Sântana și acum a urcat foarte, foarte tare Vladimirescu, cu toate că Vladimirescu este doar comună, dar sunt aproape și ei la 12.000 de locuitori. Da, Vladimirescu este practic lipit, este Floreștiul lipit de Cluj, care așa este, face parte cam din... așa se dezvoltă și Vladimirescu, că este foarte aproape de Arad și, și au reușit să dezvolte câteva cartiere rezidențiale și acolo arădenii ori își mai construiesc o casă unde petrec weekendul la casă sau își vând apartamentul care e un preț destul de mare la Arad și cu banii aia se poate cumpăra sau se poate construi o casă frumoasă. Da, am văzut că aveți și voi la intrarea în Peșca, este un cartier rezidențial. Da, și mai avem mai un cartier care acum se dezvoltă, care nu este lângă drumul național, este în zona 200 și acolo avem peste 10 case deja construite, iar în cartierul 500, chiar lângă drumul național despre care vorbeai, avem deja peste 100 de case. Apropo de zona 200 și cartierul 500, există în România două localități cu, cu numere la străzi, ca și New York. Aveți strada 2, strada 407. Acum sunt mai multe localități deja, cred că sunt în România peste 10 localități. Pe bune, nu am știut. Chiar am urmărit, sunt și în județul Arad deja, avem două localități, dar în țară sunt peste 10 localități unde sunt numerotate străzile. Nu te-ai gândit niciodată să treceți la, la nume, la... Nu mai, cuvinte. Nu mai vrem acum să schimbăm. Mai vreți, nu? A fost foarte greu să facem să înțeleagă oamenii de ce am vrut să facem această schimbare, iar acum să... A, dar s-a schimbat, nu a fost așa? Nu. Când s-a schimbat? În perioada mandatul 2000-2004. Aha. Cu domnul Cionca primar pe vremea aia. A, deci domnul Cionca e responsabil cu numerotarea străzilor. El a fost cu ideea. A, el a fost cu ideea. El a fost cu ideea, a fost acceptată de majoritatea consilierilor pe acea vreme și... Acum deja ne-am și obișnuit. Acum chiar cunoaștem și străzile. Eu cunosc fiecare stradă. Normal. Fiecare, cam știu fiecare stradă câte numere de case are. Deci m-am obișnuit, n-aș mai vrea să modificăm acum. Să încep iarăși vreo 15 ani să învăț. Să învăț străzile în Peșca, Mihai Eminescu, Bartok Belo. Da, 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 și alte străzi. Interesant. Vorbeai de... retragere și de pensie, dar cred că mai e mult până acolo. Care este o plăcere a ta la care nu ai renunța? Bună întrebare. La familie, în primul rând. Asta este, n-aș putea. Și de când o să am 80 de ani... Acele mici plăceri ale vieții, cum a spus un invitat, n-aș renunța niciodată la cafeaua cu prietenii. Altul, eu nu aș renunța la pita cu slănină. Nu știu. Da. Ceva trebuie să aibă și Petru Anta la care... La sport. La sport nu ai renunța. Privesc cu mare drag orice concurs, orice meci, orice domeniu sportiv. Ador orice. Nu cred că există vreun sport la care să nu mă uit. Orice, și chiar și golful. Îmi place și luptele și orice. Deci când deschid televizorul, dacă cumva a rămas pe un program de știri, primul program pe care caut este programul sportiv. Pățesc la fel și mă ia nevastă mea când te uite, să nu zici că acum a început să-ți placă și snookerul. Dacă e pe Eurosport, de ce nu mi-ar plăcea? Da, corect. Așa sunt și eu. Orice sport îmi place. Deci la sport n-aș renunța și la mâncat. Îmi place să mănânc foarte mult. Și mănânc cu poftă. Da, și cu ochii. Și cu ochii, da. Mâncarea începe să fie mâncată cu ochii, da? Ador, cum ți-am spus, ador sarmalele cu smântână. Și cu un pic de ardei, uite, sau... Da, și cu ardei, da. Bun. Dar cu smântână. Fără smântână, nu. Probabil că, postând de multe ori cu mâncare, ai văzut care au fost reacțiile celor care ți-au văzut postările. Care crezi că este felul de mâncare care a avut cel mai mare succes de ce ai postat-o? Multe mâncăruri am postat, dar... Cred că langoșul de casă. Extraordinar. Cred că langoșul de casă. Și langoșul de casă, ți-am trimis și eu mesaj, te rog frumos, dăm rețeta, pentru că am văzut langoșul și l-am văzut târziu și era închis peste tot la langoșerii. Da. Langoșul bufos, cu smântână și cu cașcaval, este... Cred că de toată lumea Oare câți crezi că după emisiunea asta se vor duce să își facă langoș sau pentru cei care vor vedea mâine reloare vor fi ață către prima langoșerie? Mai degrabă dimineață. La ora asta nu cred că se mai apucă să facă langoș, dar dimineață s-ar putea.
Da, da, maghiarii știu să facă langoș foarte bun. Am o localitate unde mă duc vara să-mi petrec duminica sau sâmbăta la strand, la Morohalom. Morohalom este superb. Și acolo am mănânc cel mai bun langoș din lume. La Morohalom? Da, la Morohalom este langoșul cel mai bun. La strand sau la strand, la strand înăuntru, așa la vreo 3 cm grosime. În Ungaria, când se pune cașcaval pe langoș, nu mai vezi langoșul. Deci, grosimea cașcavalului este peste un centimetru. Și după ce au pus aia, acoperă multă cu smântână, dar nu mai vezi cașcavalul. Da, deci, și după aia nu-ți mai vezi ficatul, cred, deci, că vreo două zile. Mănânci un langoș din ăla, nu-ți mai trebuie nimic. Cârnați și cărdăboș nu mai poți să mănânci. Cu toate uiți, că te uiți la ei. Lângă langoș, că nu se vinde în aceeași gheretă, langoșul cu cârnațul și cu cărdăboșul, se bat, dar la 5 metri și se simte mirosul și de cârnaț și de cărdăboș, dar nu mai poți mânca. Cu toate că dorești cu ochii, dar nu mai poți mânca. După un langoș așa mare. Am fost cu niște prieteni și am mâncat, așa cum spui, un langoș la cât un capac de budă, că nu știu să-i spune așa. Și umplut cu cașcaval, umplut cu smântână, am mâncat ca disperații, după care am ajuns la piață, la Orașaza, și acolo era cârnați cu furca, cu caltaboș și cu niște gogoșari din aia mici, în plongură, umpluți cu varză și iuți. Și am stat, eram patru prieteni, patru băieți, toți așa silueți ca mine, și am stat, așteptăm, da, ce așteptam noi? Să ne treacă, să ni se facă măcar un pic loc, să putem mânca și un pic de cârnaț. Nu putem să venim până aici să nu mâncăm. Și am mâncat ca proștii câte un langoș la care ne-a dat pe spate. Să mâncați cu ochii mai mult. Da, dar cu ochii am mâncat și ne uitam, uite ăla, sper să nu-i cumpere pe toți. La ce oră închideți? Peste o oră? Ah, bun, nu mai avem timp. Faceți fotografii. Și când mai este loc și ajungi acasă, vă mai uitați și la poze. Din când în când. Felicitări domnului primar Petru Atal, mult succes, în continuare este omul care a sfințit locul, Peciuca, este omul foarte implicat și are o echipă de nota 10, iar are nota 10. Nadia e de nota 10, nu-i mai dați nota 10 la primar. Glumesc, bineînțeles. Rezultatele sunt pe măsură, Doamne ajută. Geta Parasca a fost. Bereș Gabi, vă fericit pentru ideea de a avea... pe mine, asta nu trebuie să mă laud singur. Este un primar de nota 10, un primar de nota 10 din partea Dariei Coșulea sau Cosulea. Coșulea. Îi și cunoști pe oamenii ăștia pe toți? Majoritatea celor care locuiesc în Peciuca trebuie să-i cunosc. Câți oameni cunoști din 12.000 din Peciuca? 80%, chiar? Sigur. Îi știu. Fantastic. După nume de familie, prenume, ce puțin prenumele, dar în general încerc să rețin și numele de familie și unde locuiesc. Cam știu și pe ce stradă, la ce casă, poate chiar și numărul de casă, știu unde înseamnă lucrez. Că și unde lucrează. Voi nu aveți nevoie de carte de telefon în Peșca, cum era mai de mult, sunăm primarul și aflăm totul despre. Foarte mulți mă sună. Eu le dau și numărul de telefon, nu este secret la oricine, le răspund pe mesaje, pe Messenger, pe WhatsApp, pe oriunde îmi cer detalii oamenii sau orice rugăminte am, eu încerc să le răspund și să-i și ajut. Cu informații, cu diferite, orice îmi cer, eu dacă puterea îmi permite și pot să-i ajut, cu mare drag. Nu există om să plece de la mine să-i spun că nu vreau sau nu pot. Foarte frumos. Doar voință să fie. Foarte frumos. Apropo de localități înfrățite, mi-a spus că ești înfrățit, Peciuca ca și localitatea este înfrățită cu două localități din Ungaria. Da. Sau mai aveți și alte localități cu care sunteți înfrățit? Din Ungaria cu două localități. Din Ungaria și din altă parte? În Belgia. Din Belgia. Da. În imediat după Revoluție ne-am înfrățit cu Voluwe Saint-Pierre, în cartier a capitalei, Bruxelles, și cu o localitate în Ungaria, chiar după Revoluție, cu localitatea Bătania, cu Batonia, ne-am înfrățit și nu de mult, în 2015, ne-am înfrățit cu o localitate tot din Ungaria, cu Zahon, care nu este foarte aproape de noi, este undeva în granița cu Slovacia și Ucraina, de la Nierechaza, la 70, în sus, da. 70 de kilometri. Și avem și cu ei o relație foarte bună. Într-adevăr, sunt mai departe ca și Bătania, la Bătania ajungem în 15 minute, dar avem o relație foarte bună și cu ei și mai avem vreo 10 localități din Ungaria cu care avem relație foarte bună și probabil în viitor vom avea cel puțin
una sau două înfrățiri și cu cele, din cele 10 localități. Trebuie să vă împrieteniți cu o localitate din Slovenia care se scrie exact ca și Pečka, dar se citește Pečica. Așa este. Așa este. Este o coincidență frumoasă. Slovenia. Slovenia, da, din Slovenia. Da. Și mai este o localitate în Ucraina, da, care are aproape asemănător numele cu Pečka. Și trebuie spus că ce semnifică, în Ucraina este cuptor, deci de acolo și-a venit numele localității și am studiat și Pečka, tot de acolo a venit, de la cuptor, având în vedere că este o zonă agricolă și este cea mai bună pâine din România la Pečka, probabil că de acolo a venit și numele. Aici urma să ajungem la celebra pită de Pečka, din care se spune că se înfrupta și Nicolae Ceaușescu în fiecare zi. Este adevărat sau e legendă? Este adevărat. Este adevărat? Da, este adevărat. Eu duceau cu avionul, cu elicopterul, cum? De două ori pe săptămână cu avionul. Da. Cu avionul mergea transportul, era transportul Tarom Arad-București și în fiecare marți și vineri se duceau câte 50 de pâini la București de la fostul CAP Ogoru, că avea o brutărie foarte renumită, că era președinte pe acea vreme, erau conducătorii CAP-ului soții Vasilescu și erau într-o relație foarte bună cu familia Ceaușescu și le trimitea această cantitate de pâine în fiecare săptămână de două ori. Am crezut că era o legendă cu faptul că aceasta mânca pită de Se trimitea bine, nu ei mâncau toată pâinea, da, mânca clar. Toată conducerea țării pe acea vreme la București. Am auzit de pita de Pečka de când eram copil, că nici nu știam unde e Pečka sau ce e Pečka, că era o vorba, aia e mare, cât o pită de Pečka. Da. Cât de mare era pita de Pečka? De obicei era de 4 kg. Și trebuie știut că înainte de 89 se deschideau toate ușile cu pâinea de Pečka. Cum se deschidea tot înainte de revoluție multe uși cu un cartuș de Kent sau cu, da, sticlă de whisky sau cu ciocolată, așa foarte ușor se putea deschide orice ușă pe acea vreme cu o pâine mare albă. Și foarte bine că nu prea se găsea pâine sau erau pâini tip franzelă și stăteai ore în șir la rând ca să cumperi două franzele, iar noi la Pečka aveam pâine așa mare de 4-5 kg, albă, moale, faină, făcută în cuptor de cărămidă și parcă trăiam în altă țară. Care aveam pâine, secretul? Aveam salam, aveam de toate acasă. Aveam animale și puteam să ne facem și salam, puteam să ne facem și cârnați, aveam pâine albă, aveam mai multe brutării la Pečka și trăiam mult mai bine. Care e secretul pitei de Pečka? Sau ne-l poți spune, știi? Dar de ce e așa de bună? Sigur, sigur. În primul rând, cuptorul. Trebuie să fie un cuptor bun și indicat să fie din cărămidă arsă. Grâu. Trebuie să fie un grâu bun. Să fie un brutar bun, care să știe să facă după rețeta tradițională. Și și în ultimul rând, să fie un vânzător bun, să știe să-și vândă pâinea. Că foarte mult contează. Degeaba ai amenajat o brutărie bună, ai un brutar bun și nu știi, cel care stă la tejghea nu știe să vândă pâinea. Nu știe să-i facă reclamă, nu știe să vorbească frumos cu clientul, nu știe să se facă plăcut ca să revină clientul ca să mai cumpere. Câte brutării care coc pâine de pită de Pečka, de fapt nu-i pâine, e pită de Pečka, sunt acum în Pečka? Avem 5 brutării, 3 brutării fac pâinea tradițională în cuptor de cărămidă și mai avem 2 brutării care fac pâine, dar nu fac aia tradițională de 4 kg. Dar mă gândesc că dacă e făcută la Pečka, tot bună. Da, este bună. Da, da. Este bună. La toate brutările din Pečka se face pâine bună. Este branduită pita de Pečka. Da, așa este. Primăria acum 8 ani a obținut atestatul ca și și denumire, dar și ca și produs și nimeni nu mai poate să folosească denumirea de pită de Pečka. Înainte de a obține aceste certificate, mergeam în piață la Arad și vedeam că scrie la tejghea pâine de Pečka.
și mă uitam la pâinea asta, să nu-i de pece, cunosc foarte bine vedeam și o salam toate de produse, că nu erau sute de brutării în Pecea ca să nu-ți dai seama unde se face pâinea asta. Și acum dacă mi-aduceți o pâine de la Pecea și mă puneți pe masă și eu vă spun de la care brutărie provine. Așa de bine cunosc fiecare brutărie. Și să, ca să revin, întreb pe femeie, doamnă, de la ce brutărie îi pâinea asta? Îi zice, de la Curtici. Păi, doamnă, dar nu vă supărați, dar de ce scrieți că e de la Pecea? Că așa să fie de mai bine. Și atunci m-am gândit, măi, fie rar să fie, cine știe în județ, în câte locuri vând pâine cu denumirea de pâine de Pecea, dar pâinea nu e făcută la Pecea. Atunci am decis că am făcut toate demersurile ca să protejăm această denumire și rețetă, că să nu mai poate să folosească și să profite de denumirea de pâine de Pecea. Doar brutările din Pecea. Foarte corect. Eu mai trebuie să mai citesc din mesaje. Deși nu sunt din Pecea, sunteți primarul meu preferat, spune Lucia Loredana Bănățean. Mă bucur. Felicitări, este un primar bun care ajută pe toată lumea cu drag. Ionela Parfene, am un mesaj care nu știu dacă să ți-l citesc sau nu. Cel mai bun sos, tată și primar, te iubim. Mulțumesc. De la Antal Ana. Vă salut din București, sunt la filmări la România au talent, Tudor Florin. Îl cunoști sau e o glumă? Că văd că mai avem și de la Semi Retars, care ne anunță că cumpără tot felul, Roman Adrian, nu știu cine o fi. Dar este un spațiu liber, poate... poate să intre oricine, chiar și semiretarzii sunt primiți. Peti, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici. Chiar dacă nu a fost o emisiune despre Arad, așa cum i-am obișnuit pe prietenii noștri de pe Facebook, sper că au fost încântați să te vadă, să afle că Pecea este așa de aproape de Arad și că este un exemplu de urmat, că nu trebuie să ne uităm doar la Arad, ne putem uita și la Pecea sau poate mai găsim și alte localități mai mici unde lumea este gospodară, unde lumea muncește, își vede de treabă și se dezvoltă. Iar reacțiile care au venit pe Facebook... mă lasă pe mine fără alte comentarii. Trebuie să recunosc că iubesc și Aradul. E normal, după Pecea și satele apatitări de Pecea, cel mai mult iubesc Aradul. Am crescut, am locuit în Arad câțiva ani când am fost la școală și am cunoscut fiecare cartier, deci cunosc Aradul aproape așa de bine ca și Pecea. Da. Și vin cu mare drag în fiecare săptămână când de când am pornit această emisiune, când am discutat cu Cristi, am zis că să chemăm oameni în special din Arad, oameni care au ceva de spus, oameni care au o poveste, nu neapărat să fie foarte cunoscuți, oameni care sunt buni pe domeniile lor. Am invitat medici stomatologi, ortopezi, am invitat medic veterinar, am avut muzicieni, oameni care știu ce au de făcut și care fac treaba cu profesionalism. Asta a fost și ideea, de aia te-am chemat, pentru că știu că ești un profesionist și ești foarte meticulos în ceea ce faci. Câteodată prea meticulos. Câteodată probabil, da. Îți soția și fica și angajații. Da, dar știi cum, diavolul se ascunde în amănunte. Numai așa poți să faci treaba, cu amănunte. Eu știu că eu nu sunt așa ordonat. Și eu mi-o aud, dar invers din cauza asta, că nu sunt așa de ordonat. Ador ordinea, da. Dacă n-ar fi ordine și n-aș avea ce să fac, cred că m-aș plictisi, dar întotdeauna îmi fac ordine. Dragii mei, acesta a fost Petru Antal. Nu pot să nu îi ofer acest simbol al emisiunii, pentru că fiecare invitat primește câte un simbol. Mulțumesc cu data, foarte mult. Cu data în care a participat la emisiune. Mulțumesc. Încă o dată îți mulțumesc că... Stai, că nu putem opri, pentru că încă mai vin. Bunea Costel, felicitări domnului primar, mulțumesc. Iuraș Ami, o grămadă de semne, dar frumoase, cu degetul care trebuie, dragilor, deci nu cu... să nu mă gândesc la altceva. Felicitări domnului primar, de-ar fi toți, măcar pe jumătate, cum sunteți dumneavoastră, adevăr un exemplu de urmat, mult succes în continuare, Lore Antonia. Și din experiență spun că vor mai curge aceste mesaje chiar după ce vom termina emisiunea. O să te invit să te uiți la înregistrare și o să vezi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu drag. Petru Antal, Peti, pentru prieteni, îți mulțumesc încă o dată. Dragii mei, ne vedem joia viitoare când vom fi la Pertu cu o nouă surpriză pentru voi. Sper de asemenea că plăcută. O seară faină. La revedere.